Cum spui, Bri? Mulțumesc! Mulțumesc, bravo, mulțumim! Ai o glugă, spui și... Am văzut! Cine ți-a făcut asta, tati? Avem mașina plină cu... Flori! Taram! Și aici? Salutare! Salutare! Face familie! Bine ați venit într-un nou vlog, un vlog de școală! Mami, adică eu, am avut ore până la 11 azi, pentru fetele mele. Ambele, Teo și Mara. Am avut ore până la 2:30 Mara. Și apropo, pentru că voi credeți că Mara face balet în afara orelor de curs. Nu, Mara este la un liceu specific de artă și face baletul în cadrul orelor de curs. E materie la școală. Așa că noi am venit să le luăm acum. Pe Teo am luat-o de la pian și la Teo pianul intră în orele de curs și pe Mara de la balet. Bam, bam. Bam, hai. Bam. Dacă l-aș vedea pe tati câte ghiozdane cară. Briana mănâncă pachetul Teodorei. Da. Ea nu mănâncă. Și aruncă salamul din sandwich. Mara, ce ai făcut astăzi? A dat test la toate materiile. Test. La mate? Am dat un test pulet care se trece în catalog și nu știu dacă mi-a ieșit bine, pentru că vezi la cum am făcut aseară. Deci trebuie să-ți iasă bine. Da. De, nu știu. Erau simple de tot. La română ai avut? La română. Evaluare? Inițială. N-am știut să fac o propoziție cu s-a legat. Mama sa. Mama lui, adică. Da, uite. Hai, Mara. Doar o propoziție din 6. Aha, am înțeles. Bine. 50 de sutimi era una. Mara, aceste propoziția simplă, mama are mere. Ana are mere. Păi e deja dezvoltată, că are mere. Dacă ziceai Ana are, dar bine, nu avea înțeles. Dar puteai să zici Ana merge, Ana mănâncă. Și e o propoziție. E o propoziție simplă, formată doar din subiect și predicat. Dar acum știi. Eu-s Danele aici. Și pentru ce sunt cutiile? Vei vedea în curând. Dar nu vă e foame? Ba da, dar am crezut că trebuie să mergem acasă pentru că nu s-a încărcat postarea noastră de astăzi. Cu clipul pentru voi. S-a încărcat, așa acum? Că... E public? E public. Iii. La masă, zic. Să mergem la masă. Hai. Nu pe aici, pe acolo. Și gata, am ajuns. Afară e cam fric. Eu vreau pe terasă, pe telefon înăuntru. Hai să vedem cum e înăuntru. Supă cremă de ciuperci la mine. La Teo de broccoli. De broccoli de la Teo. Și la Mara de roșii. Ce gustare asta. Ia să vedem ce gustare. E bună? Mie nu-mi place. Nu-mi place. Broccoli, nu? Ia să vedem. Da, de ciuperci îmi place mult la mine. Mara, e bună? Dar nu se pare că e bine. Nu e bună? Zici că e bulion, cu apă. Fetelor, hai! Hai la masă, hai că a venit mâncarea! Hai! Ce avem aici? Ce este? Rață, da? E de rață, pe wow. Parte. Caramelizată. Măruța, tu? La vedeți? Da, trezirea! Și pastele carbonara lui Teo. Poftă bună! Gata! Bri la mine? Ce s-a întâmplat? O vrei pe Bri? Ia uite-le! Ia uite-le! Au stat despărțite dimineața întreagă! Haide! Nu! La mașină, pe hai. Partea asta! Hai! Haideți! Hai să alergăm repede că vine Mara! Fetele, fug de tine, Mara! Mara nu mai știe unde e mașina. Acum mergem la doamna Adriana. Da, să luăm! Veți vedea! Hai! Gata, am ajuns. Am pus geaca, vreau să mă închei. E friguț? Geaca. Nu e friguț, e geaca. Ce geacă vrei? De bocnă. Poftim. Dă-i și lui Brigia. Gata. Mara? Bună ziua! Bună ziua! Opa! Doamna Adriana ne ajută și de data asta. Da, cu florile. Punem florile. Ia la sărata! Ia privit! Wow. A noastră când o să arate așa, tati? La anul. Ați văzut ce a spus doamna Adriana? La anul. Pentru că anul ăsta n-am luat ce trebuie, că nu mai avea. Da. Pietunile sunt frumoase, dar sunt pentru scurt timp. O lună jumătate. Ei, din asta.
Uite, chiar că sunt faine. Aveți? Păi, ai... pentru la primăvară ți-a zis, nu pentru acu. Acum zambile. Da. Asta e, nu, nu zambile, zambilele sunt primăvară. Ia, priviți ce avem aici. Cuștate acolo. Da, da, cum știți dumneavoastră? Cele mai frumoase. Ei, Mara, alege, alege Mara, alege. Ce culoare vreți? O să vă pun și din astea mai boboci ca să-mi florească la voi, da, să da, vă da, bucurați da, de ele. Da. O să vă pun o jardinieră mai boboc, una mai înflorită. Da. Adică ca să aveți mai multă perioadă. Da. Ok. În cap trei așa? Da, și eu pot să vă pun culori diferite. Ar da, fi frumos. Da. Uite așa. Da, 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 da. Frumos așa, da. Da. Deci ele culori fac și mai mari. Diferite. Da, ce avem noi aici? Popa! Wow! Flori. Wow, câte flori, mulțumim! Tati, privește un pic, uite cât afară! Dar uite-o pe aia! Wow! Wow! Sunt super mari! Ce le puneți să cresc așa? Apă! Da, și eu m-am împiedicat! Da, și Bri era pe jos! Wow. Mara, poze! Și iată ce flori avem, minunate! Mari și frumoase! Vazele noastre se vor bucura! Casa va fi încântătoare! Briana! Wow! Uite, mami! Ce mami? Wow! Da, da, da. Da? Cum spui, Bri? Da. Mulțumesc, bravo, mulțumim! E, aici ce avem? Flori roșii. Dalii roșii. Uite diferența între daliile albe și daliile roșii. Pentru că sunt mult mai... mici, dar au frumusețea lor. Clar. Ne rupe pe cu noi. Da, doamna Adriana are. Ne faci un buchet mare. Teo, uite, ți-a dat ții, doamna. Mulțumim. Vrei și tu, dar tu ai albe, Bri. Gata, mergem către casă, pentru că astea trebuie să le punem în vază și după aia revenim, să le luăm și pe alea de la ghivece. Să teme. Da, facem teme. Am ajuns acasă. Am ajuns, s-au apucat de mâncat, de s-o păi pe aici, să Adriana pe mine, iată. Ia. Hai, Bri. Nu, no, mai gata. No. E fetiță mare, mergi la grădi. Hai. Nu la grădi. Ce bulidă ești. Coronița stă să mai mult degeaba pe cap. Hai, în casă. De părul? Nu e coborând, adică plouă, de ce crezi că ne-am închisuit aici? Ce faceți? V-ați apucat de teme? Eu n-am. Tati! Tati! Aici suntem! Wow! Uite ce ai acolo! Ai o glugă squishy! Am văzut! Păi nu știu așa! Cine ți-a făcut asta, tati? Mara! Hai, teme, Mara! Ia, ține-ți fetele! Haideți! Cu apa de toare! Du-te și spală-i! În chiuvetă! Hai, tati, hai! Lasă temele jos și florile în vază! Uite ce frumoase sunt! În ce le pui? Într-o vază! Avem așa mare? Le împărțim? Căutăm. Și are o albină. Dar o albină, da. Uite-o. Uite-o aici. Uite-o. E vespi. Eu zic să o scos pe terasă. Uite, alta, alta. O buburuză. Buburuză și motanul ăla. Hai să le punem o vază. Tam, tam. Ajungeți? Da, da. Te descurci, mami? Încerc, tati. Lasă-le că le punem noi. Mai facem o vază, mami. Briana, servește? Servește până la urmă, dar... Ce am pățit, tati? Ce ai pățit, mami? Uite. Mi-a dat sângele în nas. Și mi-a murdărit bluza. Pentru că mama a scobit-o. Mara, cum merg temele? Bine. Le faci la școală. La școala noastră din sufragerie. La școală. Pentru că în camera ei se lucrează și nu poate să-și facă temele la birou. Ce se întâmplă în camera ei? Punem prize în balcoane. Și mutăm prizele de la capătul patului. Da. Avem de treabă. Mai e de treabă până să ajungem să mutăm prizele. Și iată, tati, le-am pus în vaze și arată super. Îți plac? Sunt perfecte. Ca acum, tine. Acum să distribuim vazele. Briana, nu ai voie pe masă. Iar de la matematică am trecut la franceză. Spor. Mulțumesc.
Fetelor li s-a făcut foame, că doar cele mult de la restaurant, dar ele ați văzut au mâncat. Iar eu am plecat. Și eu. Hai, mergi cu tati? Mergi cu mine? Să ia doguri. Tati merge la Dedeman să ia ce trebuie pentru instalație electrică. Da. Din balcoane și de peste tot. Hai Teo, hai, te duci cu tati? Tati, deja fugi? Iată-l, a fugit prin ploaie. Tati, Gecuță la Briana. Super. Teo, ce faci? Tot în mașină? Și-am ajuns, și-am ajuns. Gata. Am luat tot ce aveam nevoie. Haideți, fetelor. Și mie ceva. Da, ce vrei? Și mie ceva. Și ție ceva? Și lui Mara. Bine. Se lucrează de zor și iată, deja a apărut un fir care va fi camuflat. Și aici va apărea o priză. Dar ce se aude? Vine tati! Să merg să văd ce a adus. Te-am văzut de sus. Ce ai adus? Uite, acolo, la Sonia. Mara, ai terminat temele? Normal, da. Și acum strângi mapa, harta? Super. Harnice. Gata cu geografia? Da. Mami, dar noi, după flori. Hai, hai. Și așa se montează. Pa! Mă furișez să nu mă vadă fetele, să plecăm fără ele. Ia, tati, unde punem florile? Stai că-mi uită să iau saci. Păi, asta era. Dar păturelele? Ce faci cu păturelele aici? E, așa le-am pus eu. Le-au luat fetele să se învelească? Da, le-au luat. Hai. Tu ce faci cu aia? Uite așa. Așa. Ups. Aici. Wow. Super duper, tati. Să mergem. Repede, că ne prind fetele. Pentru că de fiecare dată când ne ducem la doamna Adriana, primim cadouri, flori parfumate, am pregătit și noi cadouri. Tricouri pentru adulți, personalizate cu logo-ul nostru. Mara Ștefania. Ăsta-i M, ăsta-i L și ăsta-i tot L de dame. Sunt curioasă să le văd reacția. Am ajuns. Tricouri. Pentru toată lumea, sperăm să fii mărimea. Da, asta e de damă. Da, mulțumesc frumos. Da, mulțumim și noi. Sperăm să le purtați pe aici prin grădină. Da, la flori, colorate, să se bucure florile. Păi, da. Ți-am pus și numai de aceeași culoare. Super. Și aici avem... Le pun. Gata, la mașină cu ele. Wow, tati, florar te faci. Avem mașina plină cu... Flori, taram! Și aici? Și la portbagaj. Hai și în portbagaj. Wow, tati! Ce super sunt! Cum le punem noi pe astea? Nu știu, vedem acasă când ajungem. Hai, la fete. O, dar ce faci cu alea, tati? O să vezi imediat. Acum chiar le pui? Le ud întâi. Hai. Două. Poc! Ce tare l-am prins pe negruț! Uite-l ce frumos e între flori! A venit să cerceteze! Tati, e ceva nou și el trebuie să verifice! Udăm! Ah, iată cine e! Te-ai dezbrăcat, Bri? Unde-i geaca? Unde-i geaca? Ia uite ce are tati acolo! Gata, tati, cu udatul? Gata cu udatul. Punem farfurile jos la... Ele nu prea le nimeresc eu, da. Gata, a reușit. Una aici. Ia uite. Abia aștept să înflorească. A doua. O punem. Taram. Priviți petumile care... Gata. Frumos. A doua. Și tot așa până în cap. Și ultima. Haideți să vedeți unde le punem pe celelalte mari. Ce frumos arată, e verde iarăși totul. Aici una. Super. Asta o dai jos? Din păcate. Și doar îți din astea, mușcate. Și pe toate le pui aici? Așa. Și astea nu le dai jos? Și pe astea. Aici una. Iar asta? O atârni acolo. Da. Deocamdată o pui așa, nu? Da-da. Am intrat în casă, e ora 9, noi am ajuns cu florile pe la 8 și ghiciți ce? Fetele mari dormeau. Briana s-a alintat un pic la mine în brațe, cât îl filmam pe tati cu florile și i-a primit. Să nu zici că doarme și ea. Doarme îmbrăcată. Nu cred. În geaca lui Teo.
Piuța. Trebuie să dezbrăcăm și să mutăm la noi. Aici se uita la clipurile noastre când am ajuns noi. Ia, încă merg. Ca ce, închisoare? Stai cu închisoarea, da. Tati, tu știi că eu când am intrat în casă am rămas așa în picioare și stăteam și mă uitam. Chiar te prind clipurile astea, sunt super. Hai și să vedem ce fac fetele mari. Ia să vedem, acolo sunt? Nu. Ia cablu, uite, a pus deja baghetele. Când a terminat. A terminat. A terminat aici. La mine. Ia să vedem. Oh, am închis acolo. Am filmat când atârnau firele. Și să vedem în camera fetelor. Televizorul e stins și e stins de atunci, de la o zi. Să vedem înainte. Nici gențile nu le-au făcut. Noroc că am făcut temele mai devreme. Copiii voștri tot așa obosiți pică după o zi de școală? Nu ne așteptam la asta. Și acum, tati, hai. Și noi, și noi la somn. Noi ne schimbăm, întâi facem un duș, apoi la somnic. Iar pe voi vă lăsăm cu clipurile noastre. Ați văzut ce interesante sunt. Până data viitoare, vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa!